Salut și bine v-am găsit la un nou car vlog. Astăzi mă duc spre Brașov, unde o să mă întâlnesc cu prietenul meu, Axi, care deține un ursuleț, un BMW 30. Salut din nou! El este Axi, prietenul meu de la Brașov. Salut! Și filmulețul face, bineînțeles, din ursuleț. Ia zi, Cocoș, povestește puțin despre istoria mașinii. Istoria mașinii de când e la mine. Bineînțeles, urmă. Păi, am luat mașina prin... De fapt, înainte să iau mașina, prin 2010, am căutat foarte, foarte mult un E30. Nu aveam un plan să fie o mașină în care să fie într-o stare, într-o stare foarte, foarte bună, dar voiam un urs, pentru că văzusem la niște băieți prin oraș și îmi plăcea de foarte mult timp. Și am căutat, am căutat. Orașe, am văzut mai ciurucuri, o grămadă de cazane, exact. Și ultima pe care am văzut-o a fost undeva la Pitești, de la un domn. Așa. Și bineînțeles, am plecat supărat de acolo, că n-aveam cum să o iau. Mașina fusese sudată, făcută din bucăți, ceva de genul. Și în timp ce stăteam în dreapta cu mașină, casă, a apărut anunțul cu mașina asta pe net la Târgu Jiu. L-am sunat pe băiatul de la Târgu Jiu și mi-a zis da, mai este valabil anunțul, dar grăbește-te că mai sunt vreo doi care sunt pe drum. Unul deja s-a pus pe drum, care ajunge primul ăia. Nu știu cum am făcut atunci, dar am ajuns înainte. Am luat-o și e o poveste tare că după ce am luat-o, fiecare zi persoana respectivă care se pusese la drum a sunat și mi-a pus câte 100 de euro peste cât am dat eu aia ca să o ia el. Da. Și n-am dat-o. Așa am cumpărat mașina. Zic câte de apoi acum 10 ani. Era la vânzare cu 4650 de euro și am dat 3500 pe ea. Pachete în tehnic lui de atunci. Da. Deci așa ai luat-o pachetul. Așa am luat-o, dar nu era chiar în stare asta. Avea alte scaune, alt interior, adică... Culoarea la fel era, nu? Culoarea era la fel, culoarea originală, delfin grey. Bă, Cucuș, dar câți ani avea acum 10 ani când ți-ai luat urs? Ia! Păi vreo 20. Mamă, tare! Da. Deci prima mașină a fost urs, cum ar veni? Prima? Nu chiar, am mai condus ceva mașini înainte, dar... Prima mașină asta. Avea 2.5 M50. Atunci? Pe ea așa avea? Da. Bun. Ce motor ai acum pe ea? 3 litri M54 de pe 46. Cucuș! Zic când te-ai dat la curse, că ai venit cu ea și la drag. Păi, am dat la curse 2.5. Nu, și cu 3.000. Și cu 3.000, da. 3.000 odată, da. Tine am făcut best time prima oară, 12.01. Știi cum e, Cucuș? Când ne-am dat amândoi, nu? Da. Chiar la asta care a fost best time cu 400 de metri? Nu cred că am scos niciodată sub 14. Cred că 14.1? 14.1 sau 14.3, nu mai țin minte exact. Ideea e că n-am venit niciodată cu roți pregătite. Am venit cu roțile de stradă mereu. Bine. Ultima oară, parcă anul trecut, i-am zis că îi dă eu roțile de drag. Și mi-a fost frică. Și a fost frică să nu vină cu grupul în pungă. Bă, Cucuș, de aia zic, bă, când te-ai jetat-o cu vii și ai sărit cu mașina prin rol. A, cu povestea cu vii, ia zic, bă, Cucuș. Am ieșit și noi într-o seară că își terminase prietenul meu, vii, swap-ul la E36 lui la pisică și pusese 2.8 și eu aveam 2.5 și l-am sunat, m-am mâncat în cur. Era început de primăvară, făcusem asigurare, am scos mașina, de fapt nu o scosesem deja din garaj. Îmi intra asigurarea la 12 noapte și era 8 seara aceasta. Ce aveai? 2.5 sau? 2.5, da. Și n-am mai avut răbdare în câteva ore și l-am sunat și am zis, hai să ne dăm, că ți-ai pus de 2.8, să vedem care-i treaba. Mamă. Ne-am dus, ne-am dat. Și a fost pentru prima oară când te-ai simțit aviator, nu? Da. Și eram foarte entuziasmat, mă tot uitam după colegul meu de curs.
față, ci am uitat să mă uit în față. Și am uitat de sensul giratoriu care venea spre noi. Bine că n-ai puțin nimic, n-am știi cum dar îți dai seama. Voiam să te întreb despre o parte așa sentimentală. Ce gogoșiș ți-a adus mașina asta, știi cum e? Gogoșiș nu prea a adus mașina. Gogoș? Nu cred. Ești tu de 10 ani, deci știi cum e. Ce gogoșiș ți-a adus o mașină din 89? Gogoșiș de la care știu despre ce e vorba. Păi care? Bă, sunt unele, să știi. Mai puține, dar chiar sunt. Nu, cred că... Da, probabil că m-a contat măcar de câteva ori și asta. Mamă, deci asta nimic nu spune, mă, bă, n-ai cum. Și nici eu nu pot să spun că n-am. Acum e însurat, știi cum e, are copii. Dar n-am treabă ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Normal că a fost un trecut, clar. N-am de ce să nu recunosc dacă știu ceva. Chiar zi-mi puțin ce modificări ai adus în tot acest timp mașinii. Păi, în afară de motor, nu foarte multe. Modificare majoră a fost când am ales să trec la 5120. Interiorul, parcă știu că l-ai modificat. Interiorul e retapițat la niște băieți de la Slatina, acum mulți ani. Cred că sunt 8 ani de când am făcut interiorul și nu are niciun fel de defect. Jantele? Jantele sunt de pe E36, varianta motorsport. S-au pus de fabrică. Sunt RC041-042, adică au jit diferit pe spate. Sunt modulare, din două bucăți, foarte ușoare. Mi-au plăcut foarte mult. Chiar acum mai blocant pe ea, nu? Da. Ce raport? Am avut, când am luat mașina, a avut 3.25 raportul și l-am schimbat cu un 3.64. Nu știu dacă am făcut bine nici în ziua de azi. Mie mi se pare totuși că mergeam mult mai ok cu grupul mai lung. 3.25, da. Bă, ăsta 3.64 e bun pentru curse. Da. Pentru 400 de metri, cam bunicel. Bine, 188 de milimetri, nu? Da. Da, da.
Hai ca e și mai bine asta. Stai să nu uităm. Doamne, când am mai făcut țigărie cu mașina asta. Bum, bă, ești nebun. Sper că nu o să vinzi vreodată mașina asta. Ești indecis cumva? Nu, o să... N-aș vrea să o vând niciodată, nu mi-aș dori lucrul ăsta, nu mi l-am dorit. Nici nu o să mi-l doresc niciodată, dar dacă o să fie nevoie, o să trească să fac ceva mai important cu banii pe care aș putea să iau pe mașina asta, de ce nu? L-aș vinde. Înțeles. Până la urmă e un obiect, se poate bucura și altcineva. Clar, asta e normal. Cât ai ținut-o? 10 ani, a? Da. Mai mult? Chiar ce sfat ai da unui pasionat care ar vrea să-și cumpere un, nu știu, o mașină de colecție, un urs, o pisică, un E28, un E34, ce sfat ai da din punctul tău de vedere? În primul rând și primul sfat pe care l-aș da, da, se ține cont de vârsta pe care o are respectivul. Dacă ar fi să fie vorba de un copil de 18, 19, 20 de ani, le-aș da, în primul rând, un sfat părinților lui. Să nu-i cumpere așa ceva, da. Nu este o mașină extraordinar de puternică, dar cu foarte puțin bani poți să o faci, cât de cât să fie periculoasă. Și la, zic asta pentru că mă uit în spate, în trecut la mine, și am avut foarte, foarte mult noroc de-a lungul timpului să nu cuțez nimic, pentru că am avut foarte multe momente de... panică, inconștiență combinată cu lipsă de experiență, poate, sau lipsa fricii, nu știu. Și nu cred că e o mașină chiar potrivită pentru... Că n-ai cum să te absorbi, că te-ar zice oricine. Și, de exemplu, unul care are vârsta necesară, știe cât de cât despre mașini, la ce ar trebui să uite prima oară când ar cumpăra o mașină? Să nu se zgârcească din punctul de vedere al prețului mașinii, pentru că odată cu chestia asta ajungi după aia poate să bagi mult mai mulți bani în o mașină. Clar, ulterior. Da, adică să nu-ți o iei coajă, da. Să o iei puțin mai scumpă, chiar și aia mai scumpă să bagi bani în ea. Am oprit căldura ca să ne auzim mai bine, nu? Da, și da. Să se apurezi geamul. Nu contează, e mașină veche, știi cum e cocoș, nu avem noi treabă. Mașina asta e copilărit, ești prost. Ce? Asta e... Da, asta e. Peste vreo 10 ani, când ne întâlnim undeva, le punem pe asta.